Bine v-am găsit pe site-ul PC Config. Eu sunt Andrei și astăzi vă propun să vedem cum putem crea o adresă de e-mail de la Microsoft. Adresele de la Microsoft sunt de forma numele nostru @outlook.com sau @hotmail.com. Pentru a crea o astfel de adresă, trebuie să accesăm site-ul outlook.com. Și vedem că avem două opțiuni, una de înregistrare și una pentru conectare. Dacă avem deja o adresă, ne putem conecta. Dacă dorim să ne creăm o adresă de e-mail de la Microsoft, apăsăm pe butonul de înregistrare. Acum apare întrebarea, de ce am vrea să facem o adresă de e-mail de la Microsoft? Ei bine, eu folosesc o adresă de la Microsoft pentru că este foarte bine conectată cu celelalte produse oferite de Microsoft. Cu suita Office, cu OneDrive-ul, soluția lor de stocare și așa mai departe. Așadar, într-un cont de Outlook, documentele Word, Excel, PowerPoint pot fi editate foarte ușor, fără a fi necesar instalarea vreunui soft, pot fi vizualizate fără a fi necesară descărcarea lor, și pot fi share-uite. Putem lucra la un document mai multe persoane în același timp. De asemenea, mie îmi place foarte mult varianta de mail de la Microsoft pentru că este mult mai aerisită. Mi se pare designul mult mai aerisit, mult mai ușor de folosit. Trecând peste asta, pentru a ne crea un cont, e nevoie să completăm acest formular. Voi completa și eu. Să vedem o adresă. Să zicem pcconfig@outlook.com. Îmi spune că cineva are deja această adresă. Atunci aș putea alege hotmail.com. Și aceasta este luată. Să zicem că voi alege această opțiune pentru că este disponibilă. Acum trebuie să alegem o parolă din minim 8 caractere. Acum trebuie să alegem ziua de naștere. Mai trebuie să introducem și un număr de telefon și o adresă de e-mail alternativă. Și apăsăm pe creare cont. Contul s-a creat, acum ne îndeamnă să setăm fusul orar, să setăm limba în care va fi afișată căsuța noastră de e-mail. Putem alege o temă din cele disponibile aici. Ne putem seta o semnătură pentru e-mail, dacă dorim acest lucru. Implicit, e-mail-urile vor avea această semnătură trimis de la Outlook. Eu o să dezactivez deocamdată. Și dacă apăsăm pe acest buton, ne va deschide noua noastră căsuță de e-mail, care arată cam așa. Avem în stânga un panou cu câteva linkuri, inbox, e-mail-uri nedorite sau spamuri, schițe, e-mail-uri trimise și e-mail-uri șterse. Aici, în panoul din mijloc, vor apărea e-mail-urile primite, lista cu e-mail-urile primite, iar în dreapta se va deschide orice e-mail pe care apăsăm click în panoul din mijloc. Pentru a trimite un e-mail, avem opțiunea aceasta de nou. Apăsăm pe el. Trebuie să scriem adresa către care vrem să trimitem. Apoi putem adăuga un subiect, un conținut
Și putem atașa fișiere. Pentru a atașa fișiere, apăsăm pe acest buton. Avem mai multe opțiuni. Putem atașa fișiere de pe calculatorul nostru, din Dropbox, din Google Drive și așa mai departe. Eu voi alege din calculator. Am pe desktop un document text și o imagine pe care aș vrea să le atașez. Și acum avem două opțiuni. Putem atașa fișierele ca niște copii la e-mail, astfel încât cine primește e-mailul poate descărca fișierele, sau putem atașa ca fișiere OneDrive. Și în cazul acesta, dacă și celălalt are cont de la Microsoft, el va putea edita fișierele, vom putea partaja practic fișierele între noi. Vom putea lucra mai multe persoane la aceleași fișiere. Eu le voi atașa drept copii. Avem aici sus și serviciile de Carbon Copy și Blaine Carbon Copy, despre care am vorbit într-un alt articol. Sunt opțiuni pentru a trimite mai multe e-mail-uri deodată și putem alege ca ceilalți să vadă întreaga listă de destinatari sau să vadă doar adresa lor ca destinatar. Pentru a trimite, apăsăm pe acest buton de trimiteți. Vedem că la schițe ne-a apărut unul și acum, dacă mergem în e-mail-uri trimise, ne-a apărut e-mail-ul nostru. Vă spuneam la început că un e-mail de la Microsoft este conectat cu serviciile oferite de Microsoft. Astfel, dacă vrem să vizualizăm un document Word pe care l-am primit într-un e-mail, trebuie doar să dăm click pe el și acesta ne se va deschide cu aplicația Word Online. Nu mai trebuie să descărcăm neapărat fișierele pentru a le citi. De asemenea, dacă dorim, putem salva automat fișierele pe document pe care le primim pe e-mail, le putem salva în contul nostru de OneDrive. Fiecare adresă de e-mail de la Microsoft vine la pachet cu un cont de OneDrive de 5 GB spațiu de stocare. Totodată, dacă vrem să deschidem fotografiile pe care le-am primit în e-mail, de asemenea nu e nevoie să le descărcăm, putem apăsa click pe ele și se vor deschide automat. Le putem descărca mai apoi din acest buton sau le putem vizualiza pe tot ecranul. Pentru a seta mai în amănunt acest cont de e-mail, avem aici un buton de setări și putem merge la opțiuni. Mai întâi îmi cere să închid acest e-mail. Mergem pe opțiuni. Și aici avem mai multe setări pentru diferite lucruri. De exemplu, dacă dorim să ne conectăm contul la un client de e-mail, vom folosi aceste setări de server. Sau dacă dorim să blocăm pe cineva să nu ne mai poată trimite e-mail-uri, putem merge la expeditori blocați și adăugăm aici, iar când Outlook va vedea că primim un e-mail de la acest expeditor, îl va șterge automat. Nu o să intru în toate detaliile acestor setări, sunt foarte multe, vă las pe voi să explorați mai mult. Atât a fost pentru acest tutorial despre crearea unei adrese de e-mail. Voi mai reveni și cu alte tutoriale despre alte servicii oferite de Microsoft pentru care avem nevoie de un cont de e-mail de la Microsoft. Deocamdată atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper să vă placă e-mailul de la Microsoft. Numai bine!